Deloc, Steaua este o echipă disciplinată care reușește o circulație mult mai bună ca Petrolu. Tănase! În sfârșitul exterior, demn de clasa lui. Clasa remarcată de atâția oameni din fotbal. Tănase se împacă cu publicul stelist, oscilând între sculpatul cu fanii și filozofia de capitan plictisit de 3 titluri și 2 primăvere europene. Tănase a avut întotdeauna o clasă în plus față de mijlocașii Stelei. O promisiune mai mare decât împlinirile de fiecare dată. Tănase se împacă cu fanii cu golul de 3-0 în Steaua Petrolul. Golul care o duce pe Steaua în a 31-a finală de Cupa României. Ce frumoasă finalizare a lui Tănase. Superb șut. Gol Tănase, gol al capitanului.